you're prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine. Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Școala de Trading. Astăzi o să analizăm Bitcoin-ul pentru că cât de curând cred că urmează să aibă o mișcare foarte agresivă, fie să urce, fie să coboare. O să vă spun părerea mea și la ce trebuie să fiți foarte atenți. Da? O să analizăm US100, indicele dolarului și EURUSD. Da? Haideți să începem cu Bitcoin-ul. Din punctul meu de vedere, se pare că am format un triunghi ascendent. Acest triunghi ascendent de obicei este bullish, da? Dar gândiți-vă că este foarte multă presiune în partea de la 28.000, îmi cer scuze, 28.900, da? Am avut aici rezistență. Haideți să-l și trasăm. Două secunde. Ceva. Cer scuze. Ok, ceva de genul. Și avem suport, fake, da? Rezistență. Este posibil să facă ceva de genul, da? Este posibil să vrea să arate că rupe rezistența și face un fake și toată lumea crede că e bullish și el atunci să cadă, sau este posibil să cadă, să facă un fake și să plece rachetă, da? De obicei, părerea mea, acest trade este un trade foarte periculos. Da? De ce? Pentru că sunt șanse foarte mari să fiți duși în eroare atâta timp cât nu aveți un plan, atâta timp cât nu aveți o strategie bună din care să ieșiți, indiferent de situație, și totodată dacă nu așteptați confirmări. Da? Pentru că gândiți-vă cât a stat aici, o să urmeze ceva, da? Iar probabilitatea ca să plece normal, să ia suport și să urce este, ar fi ca la carte, dar de obicei Bitcoin nu face ca la carte. Bitcoin de obicei face chestii agresive pentru care are nevoie să închidă cât mai multe ordine, fie de long, fie de short, și să scoată oamenii din piață, da? Așa că mare, foarte mare grijă, așteptați confirmări și așteptați să vedeți ce face. Eu, sincer, chiar și ieri, să vă arăt câteva trade-uri pe care le-am luat cu două secunde. Da? Am avut un long, da? Eram închis o poziție de long, da? Și astăzi am intrat într-un short, pentru că eu cred că e posibil fie să facă un fake, fie să plece direct în partea de jos. Probabilitatea, din punctul meu de vedere, este mai mare de a merge în jos. Deci, chiar dacă este un triunghi ascendent, este un triunghi 60% bullish, eu cred că sunt șanse mai mari să merg în jos. Nu știu de ce, dar așa cred eu. Este părerea mea personală, nu trebuie să mă credeți și voi pe cuvânt. Da? Bun, așteptați să confirme. Deci, fie să rupă, să ia rezistență, fie să rupă, să ia suport, să plece. Da? Așteptați tot timpul să confirme. Haideți să mergem și la US100. În momentul de față sunt într-o poziție de long pe US100. Da? În momentul când a rupt acest canal, am postat-o și pe canalul de Discord. Da? Uitați, când a rupt acest canal, a spus long dacă ține suport. A rupt și a plecat. Da? A fost o mișcare bună. Acum așteptăm să vedem dacă rupe rezistența aceasta. Da? Dacă o rupe, o să meargă și mai sus și să ia suport și merge la următoarea rezistență, adică la 13.000. Dacă nu o rupe, short. Ne pregătim de short. Da? Bun. Haideți să ne uităm și la euro.
euro se pare că e posibil de aici să aibă o. Deci am avut, scuze, o rezistență, 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 rezistență. Dacă nu poate să rupă această rezistență, o să meargă și mai jos. Haideți să ne uităm la DXY. Se pare că și-a găsit, s-a stabilizat la suport. Avem aici rezistență. Dacă nu rupe rezistența asta, fie mai testează o dată suportul și încearcă să rupă rezistența, fie rupe rezistența. Scuze, rupe suportul, o ia rezistență și merge la următorul suport. În principiu cam atât. Fiți foarte atenți la, deci, în momentul de față eu sunt într-un short pe Bitcoin, pentru că eu cred că există probabilitate mai mare să meargă în jos, dar așteptați confirmări. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă și, Doamne ajută!